foarte greu îmi vine, mi-o luat din pensie, mă descurc, știți cum, la limită. Am avut 30 milioane și m-a luat și avocatul în primire și... Este foarte greu pentru că noi suntem pensionari, pensiile sunt mici, datoriile din... în fiecare lună cresc. De ce v-ați judecat cei de la asociație? De la datorii sau de la ce? De la datorii, restanții. Nu dat în judecat. Cât ați avut? Nu mai rețin cât am avut, dar era. Plata energiei electrice pe scara blocului, a lucrărilor de întreținere, a femeii de serviciu sau a liftului. Sunt doar câteva dintre cheltuielile lunare ale unei asociații de proprietari. Administratorii susțin că le este din ce în ce mai greu să achite aceste servicii în condițiile în care locatarii trec din ce în ce mai rar să-și achite facturile. Intră și un colaps. Nu vine banii, nu se rulează banii nici și eu rămân restanțier mai departe și furnizorul respectiv îmi oprește serviciile pe care eu trebuie să le plătesc. Păi se duce la o desființare a asociațiilor și nu mai știm, pentru că nu mergând, toți apelează la tine pentru să dai bani și la... că noi lucrăm așa cu contracte de muncă, nu lucrăm fără contract de muncă, finanțele vin pe tine, CSO-ul nu-l mai plătești, șomajul nu-l mai plătești și intri în colaps și atunci ești obligat să te desființezi și nu mai știi, să nu mai ai o curățenie cu achete vechi de la bloc, să nu mai ai o conductă reparată. Cu siguranță pot merge către faliment, mai ales atunci când nu-ți poți achita datoriile la stat, pentru că trebuie să fac o remarcă și asta se pot vedea din hârtii, că impozitele sunt foarte mari și pentru trei salariați, noi, asociația, plătim în jur de 16 milioane numai dările la stat, care înseamnă sănătate, cease, impozit la finanțe. Deci, toate acestea unde duc? Dacă azi nu plătești, mâine nu plătești, nu ajungi decât să intri în faliment sau să nu mai fii, să nu poți să funcționezi. Asta este marea problemă. În municipiul Vaslui sunt 48 de asociații de proprietari și în cel mai scurt timp, din cauza datoriilor locatarilor, cele mai multe ar putea rămâne fără energie electrică, gaze sau angajați.